Imediat ce temperaturile au crescut, Parcul Mare al Botoșanilor a devenit un furnicar. Pe lângă plimbările pietonale și relaxarea pe bănci, cetățenii vor putea să își petreacă timpul liber vâslind pe lacul din parc iar cei mici se vor putea aventura la spațiul de joacă. În parc se lucrează deja, angajații de la DSPSA au început deja pregătirile și amenajează lacul din parc. Pregătiri intense se fac și la spațiul de joacă, acolo unde peste câteva zile cei mici vor putea să vină să se distreze. Vine la ora 11, vom deschide zona de grement construită pe terenul din Parcul Meimnescu, vineri pe 20 la ora 11 și Sperăm să avem succesul scontat, așa cum am avut în fiecare an. Care va fi programul de funcționare? În prima fază va fi de la 11 la 20, urmând odată cu creșterea temperaturilor și mărirea uh, perioadei de ordine, să îl prelungem până la ora 21. 30 de lei vor scoate din buzunare botoșenenii care vor să se plimbe pe lac o oră cu barca sau cu hidrobicicleta, iar pentru o oră de distracție la spațiul de joacă, tariful este de 15 lei. În parc rămâne deschis și terenul de joacă de pe zona fostelor sere, unde cei mici se pot juca fără a se percepe o taxă de intrare.